Salutare oameni sunt Tudor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de server download. O serie mult așteptată de voi că m-ați spamat pe, uh, prin comentarii pe YouTube. Fine, hai să trecem la treaba să nu o prea lungim. Aici scrie server download v3 pentru că ăsta e site-ul, așa arată site-ul. Aici ai pasul 1, vezi tutorialul. Bine, aici e alt videoclip, dar uh, n-am putut să pun videoclipul ăsta pe care tocmai îl filmez. Și o să apară videoclipul pe care tocmai îl filmez când voi o să descărca serverul. Pasul 2, poți descărca serverul, apăsați aici pe download și vă descarcă serverul. Pasul 3, care e opțional, dați subscribe și vă duce pe, apăsați pe subscribe și vă duce pe canalul meu de, oh my God, pe canalul meu de YouTube. Și, sau puteți să dați share, bă, aici de ce să faci cu noi și nu, în fine. Și, și vă duce pe uh, Facebook, pe pagina uh, Potato Gaming de Facebook. Aici e copyright și alte porcării care nu interesează. Haideți să începem să prezentăm serverul, zic eu. Eu l-am pornit pentru că se pornea foarte greu. Probabil v-ați dat seama deja ce secțiune am făcut. Hai să intrăm. Ok. A Așa arată hub -ul. E un hub foarte șmecher și foarte micuș și... În fine, nu mai știu ce să zic despre el. E foarte șmecher. Mie mi îmi place, sincer, să fiu. Asta e lobby compasul. Fratele uh, frate, mie m mă convins să pun un ceas, deși eu vreau să pun. A, ah, dar trebuie să apăsați click. Asta e lobby compasul, pentru că dacă puneai un uh, uh, compas adevărat, când apăsai în jos, click dreapta, te ducea sub hub și, și chiar dacă nu era eu pe. E o chestie foarte nașpa. O să scot chestia asta de aici, că nu-mi place cum. Sau poate o lăsăm și scrim ceva statistici în ea. Ok. Deci avem așa, survival, apas pentru a. Skyblock, Sky PvP, Kit PvP, Survival Games, Factions, Mob Arena, Parcur și închide. Ce scrie aici? Ah, ok. Aici scrie, ai deschis meniul cu secțiunile, ai deschis de vreo 20 de ore. Aici niște chestii, un mod și mai multe chestii pe care ți le zice la, când intri pe server. Acasă de arena, acasă de chestia asta, aici este un command block sub în care îți dă clear inventor de fiecare dată, vedeți că dispare sau de fiecare dată când intri pe server, îți dă clear inventor și te aruncă de pe ea ca să, că dacă intră doi player deodată nu o să iei și lui busola asta. Na, ați văzut că n-am dat login pentru că nu am, n am pus plugin dar când voi o să vedeți episodul deja, când o să puteți descărca serverul deja o să fie plugin ul ăla. Ok, hai să trecem la secțiuni. Avem survival. Un lobby care cred că l-ați mai văzut voi. Uh, am avut lag pe filmare, nu știu de ce. Un lobby care l-ați mai văzut voi foarte șmecher, super, adică nu nu ce, dar măcar îi. Vedeți că nu vă mai dau itemele din hub pentru că nu prea are ce să vă dea. Probabil o să pun și ceva cosmetice din hub. Aici vestul. vezi tu. În fine. A, aici am pus să arate player dar nu ți arată player -ul. Cred că trebuie numai semnul ăla de la 100 și... P, cred. În fine, o să rezolv eu, o să vedem. Ok, hai să dăm slash hub. Ăsta nu avem kituri, dar o să pun kituri, probabil. Nu știu. Bun. Avem SkyBlock, un spawn foarte șmec, deci m-am chinuit să-l caut, nici nu vă dați voi seama cât m-am chinuit eu să-l caut, spawnul ăsta. Spawn foarte șmec, aici cred că avem aici ceva, uh, Donor Shop, în care vă puneți voi ce iteme vreți să aibă donatorul. Uh, aici cred că e shop pentru toată lumea. Da, aici e uh, shop în care vindeți. Hai să mai vedem și din coace ce mai e. Aici, nu știu, pune și vă oar mâncare sau ceva. Faceți voi ceva, că găsiți voi ce să puneți aici. Ai buy shop, adică shop de, de la care de unde cumpărați. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Așa am ajuns tot aici, nu? Da, la Zanator Shop. Asta e spawnul da, slash, și -s... Asta e insula mea momentan, pentru că... Ok, și te aruncă de pe asta, în fine, nu contează asta. Asta e insula mea momentan, pentru că nu avem cum să fac altcumva doar dacă era serul de Bungiecore care ia cel puțin 12 giga rampe adică 8 giga rampe, pentru că e un giga pe secțiune, deci cam 8 giga rampe. Ok. Și cum sunt 8 secțiuni? Okay. Hai să mergem și la uh, skype Sky PvP. oh my god, deci mapa asta de skype PvP e genială, habar n-aveți voi. incredibilă, bă, fraților, e mapa. Ok, te aruncă până aici, nici eu n-am făcut chestia, dar totuși dacă te aruncă e ok au o făcut-o e probabil. Ok, mapa asta e super genială. Eventual vă puteți spune voi uh, uh, chestii de la free. Sign, parcă sunt iau asta. Să vedem dacă merg. Dacă nu, până vă promit că o să fie pus. Ok, merg. Deci vă puteți spune voi chestii de astea. Și vă puneți și chituri punio. chituri pun eu. Bă, ăsta e diamond. E minereu de smaral, dar seamănă și cu diamond -ul. Ai diferența acum, vă seamănă foarte mult și cu diamond În fine, stai să mergem în spawn. Sper că nu mi au pus spawn-ul altul. În fine, e spawn-ul altul undeva, dar rezolv eu. Ok, hai mergem în hub. Ce mai avem în hub? E kit PVP. Ai de capul vostru, deci suicide. Ce șmecherie asta? Ok, ne ducem apoi în hub. Kit PVP. E foarte șmecherie chestia asta. Aici aveți toate kiturile. Uh, slash help. PVP ne zice aici, voi nu o să aveți doar numai la uh, comenzile astea pe care le vedeți voi aici. Hai să luăm kitul Pyro, de exemplu. Nu, ăla l-am avut în mână, Jumper. Ba nu, ăsta l-am avut în Dai, ok. Uite, vedeți ce vede, vede ăsta, ăsta cu ascuțime 1 și alte chestii. Și asta e arena, am descărcat-o, nu mi a luat foarte mult să o găsesc pentru că era arena mică. Adică era o arena, de... nu iau, nu știu ce arena, ca Bă, și pot să devin vină în În fine, n-am, n-am știu de chestia asta, dar în fine. Nu, nu știu ce are, E arenă destul de bunicică, zic eu, care merită jucat, adică care merită jucat, care merită pusă pe un server, zic eu. A, mă, n-am pus tablet, dar nu contează. Hai să mergem la prin Hub. Ce mai avem noi? E Survival Games. Bă, ăsta nu-i nu știu ce lobby, recunosc l cu fratele mei, deci dacă vreți să-mi Rap, reportați lobby-ul făcut de frate meu, așa că... Așa că lui să-i spuneți, să lu pe el să-l înjurat în comentarii, pe canalul lui, nu pe mine. Acolo scris Survival Games în aer. Și aici avem trei arene de Survival Games. Uh, Breeze Island 2, probabil, nu, nu știu, mă prea pricep la arene. Sigă 2, care îi uh, Alaskan în Village. Ok, ăstea le-am eu, dar nu cred că... Și Sigă 3, care îi o arena care uh, nu prea știu cum se numește, dar sper să fie ok. uitați sunt nu n-am bani deloc aproape. Aici e o mică problemă. Nu puteți să... Cine-i de OP, adică nu-mi dau de OP acum, că după aia să trebuiască să-mi uh, să dau OP din nou. Cine nu are OP nu poate folosi site urile Eu acum pot pentru că am OP și sunt operator. Stai să ne scrie ceva. Ok, da... Uh. Ok, hai să vedem să nu ziceți că săran am și grad de operator. Deci eu acum să operam, m nu m-am foarte mult să fac chestia asta, dar e chiar șmecra, adică, nu, no, în fine. Arată chiar ok. În fine. Arată chiar ok chestia asta și spawn-ul. Ok, hai să mai mergem și pe la altă secțiune. Frate meu l-a făcut. Bine, o parte din el. Factions. Ok, nici nu știu și nu a pus spawn-ul ăsta, probabil tot frate meu, pentru că l-am făcut amândoi împreună. În fine, în frate mi l-a pus sigur că știu că el l-a pus. Aici mai multe portale pe care nu neapărat să le folosi la ceva, nu mă nu așa de imagine, ca să nu strice aspectul locul gol. Am văzut spawn-ul ăsta pe server, deci pe, pe, niște server, deci nu e o problemă. Mai ales și vă face tot, sper că nu-i lume goală. Ok, nu-i lume goală, că era, erau niște să, niște mape în care o parte era lume normală și o parte era flat, dar nu, nu e Ok, hai să mergem înapoi în hub. Ok, ce mai avem? După Faction Simob Arena, care e are o chestie super șmecheră, lobby-ul ăsta. Trebuie să-mi dau și armura. Ok, lobby-ul ăsta e foarte șmecher. Uite, avem aici și un parcurs făcut la troll. Adică pur și simplu nu nimic după el. N-am făcut doar așa aici. A, ah, aici am scris de troll. Ok, e, niște... E, 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 e o chestie E, chestia e o chestie asta făcută de mine. cam toate spawnurile urile sunt făcute de mine, însă o să precizez care spawn nu sunt făcute de mine. Ok, da slash join 1. Asta e, mă, barena. a o sign. Ba, uite, sunt aici sign-urile, dați cam invizibile, așa, de felul lor. Uh, slash, a, nu merge că sunt arena. Ok, da, scrie apta pe asta. Pot fi și mai mulți playeri. Nu e neapărat. Ok, hai să înceapă. Imediat începe. Ok, hai să ne batem cu un wolf. Cu un câine. Nu ce mai de aici. Asta e level 1. Wave 1. O să mai vină alții. Pă, uite, îmi place chitul ăsta că de multe chestii. A, n-am acces. Când mă barena, nu poți să spari, nu poți să faci nimic. Absolut nimic. Uite, vin doi creeperi. Oh my god, era să mor. Hai să mai vine un deci dacă la level 100 îți vin numai creeper de aia ce explodează 10.000 de blocuri. Ok, hai că apro aproape câștigăm. Și vine la, pe la level 30, vedeți că acolo arată un, scoreboard în care arată ce scora. Eu am scor 6 și pe la level 30 vine un, uh, un slash al Vine un uh, zombi de la mic pe care nu-l poți omorâ. Adică nu-i zombie, e paianjen, totul din numele. Mă, join numele arenei. Numele arenei e numere de la mâna lăisită, parcă. Să vă zic câte arene sunt. În fine, dați-i pace, nu știu care era asta. A, ah, ok, era. E 1, 2, 3, 4, 5, da, uitați, da, în fine. 5 are, ne pot intra 10 player, câți, vre... câți, player vreți voi. Hai să mergem la Pain Hub, că mai avem ceva de prezentat. Apare, mai avem parcur. Mă fac de rușine cum apă asta, dar. No, în fine, oh, aici mi-au rămas căsile. Am încercat, ok. Asta e mapă de parcur foarte simplă, făcută de mine. Foarte simplă în sensul că nu e ca și pe alte servere. Bun. Asta a fost parcurul easy. Bă, de ce să șterg holograma cu easy? În fine, de aici începe medium. Credeți-mă că chiar dacă e un parcurs simplu, adică chiar dacă e un parcurs scurt, e foarte greu și stați mult pe el să-l faceți. Cum am stat eu să-l fac, adică eu am stat să-l lucrez, nu ca să-l termin pur și simplu, nu ca să-l fac, ca să-l gat. Asta ca să lucrez la el și de aici începe Calvarul să zic așa Aici e extrem de greu Deci credeți-mă că saltul ăsta din vreo 30-40 de uh, încercări am reușit să-l fac Hai să reușim și acum să nu mă acuzați de alte chestii Ok, astăzi că am reușit să fac numai că am zburat Deci nu o să mă credeți Mulți dintre, dintre voi Și hai că dacă nu sărim peste saltul ăsta Că e cam in, aproape imposibil Dar dacă stai 10 ani Aici nu v-aș prea arăta, dar acum hai că vă arăt. Uitați aici și aici și săriți. Ok, asta pur și simplu stă în aer. Vedeți că nu e nimic sub ea. Ok, asta pur și simplu stă în aer. Vă arăt imediat și cum am făcut-o. Bă, e cam foarte greu să sar pe aia. Dar se poate, deci chiar nu-i Ați văzut că am putut. Ok, aici are o chestie, nu știu exact cum trebuia să sar pe aici. Cu blocuri invizibile vă prindeți voi foarte ușor și după aici. Și după aia să dă fly. Pur și simplu să te uiți la ce parcuri ai făcut, tu, ok, fly activat vedeți și voi ce șmecherii ok, hai să vă arăt cum să puneți un sign în aer chiar dacă nu e nu așa de important ok, hai să luăm așa, luăm și ceva cu alții punem așa și punem, să zicem că scriem Tudor e prost, în fine am scris Tudor e prost, după aia dăm slash stop lag ca să ne oprească lagul din toate lumile, după aia așa, o rămas în aer, după aia pe spatele lui, sau nu, stop lag space minus Q, și o rămas în aer ăsta. Vedeți? Tu pro și o rămas în aer. Ok, hai să vă mai arăt cum să exact așa pui și uh, chestia asta în aer. Pui cu stop lag și, e bine ce mai face stop lag-ul, hai că vă mai arăt, water, uite, stop lag, nu mai curge apa, nu mai se întâmplă nimic. În fine, e, e de la Word Guard un plugin. Ok, hai să vedem ce mai pot arăta. Eu n-am pus unul V1 pentru că nu-mi preplace. place. Probabil o să mai pun și, și ceva gadgeturi pe aici, dar nu, încă nu sigur. Avem portale pentru toate secțiunile. E un hub destul de șmecher, dar vedeți că pe aici nu-i făcut nimic pentru că nu avea rosele continue. Doar așa, dinăuntru, să-ți face o imagine bună. Aici, Factions. Avem toate. Aici, Mob Arena. Avem și plugin de autosaver, da slash WS, save și vă salvează lumea, vedeți, mi-am mai salvat o dată înainte. Avem parcurul la mapa aia, vă promit că pe viitor o să fac alte mape mult mai șmecre și o să stau chiar mult mai mult, dar acum chiar m-ați spamat mult și n-am avut ce să fac și m-am grăbit foarte mult. Sau, în asta, în loc de chestia asta, aș vrea să pun un... O, un, un Nether Star care arată mai bine aici, Skyblock, v că avem portale pentru toți, credeți-mă, pe cu... pentru toate, credeți-mă, acolo era Sky PvP. Ok, am vorbit prea rapid, aici e kit PvP, acolo e Survival Game și sunt toate puse. Ok, slash day. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod de server download. Hai să vedem, chiar dacă să trebuia să zic la început, o zic acum, haideți să vedem câte like-uri putem strânge la, și la acest episod. Vreau să strângem în jur de 10 like-uri, pentru că atunci sunt fericit. Oricum nu fac bani din like-uri sau prostii, banii îți fac pe vizionari dacă vă întrebați. Ok, deci cam atât a fost cu acest episod. nu mă un pic. Ok, n-am pus plugin de skin, o să pun. O să pun, deci am uitat să pun o, o grămadă de plugin, nu am uitat să pun, dar vă promit că când o să descurcați voi o să aveți skin, nu uitați, vedeți, așa că la Skywars aveam skin, dacă nu am. Ok, deci cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă mai vreți episoade din seria asta. Dați share, să vă prietenii voștri, dați like și noi ne vedem la episodul următor. Pa, pa!